Echipa de handbal feminin CSM Dunărea va juca sâmbătă derbiul din Liga a 3-a în compania echipei Spartak București. Un meci foarte important pentru handbaliste după înfrângerile din prima etapă cu Rapid București și HCF Piatra Neamț. Meciul de mâine este un meci foarte important pentru noi, pentru că în prima etapă am pierdut acasă, la debutul nostru în divizia și vă spuneam este important pentru că trebuie să câștigăm această partidă. Am făcut tot posibilul săptămâna aceasta, ne-am pregătit tehnico-tactic, am și vizionat un meci al echipei adverse. Sperăm ca totul să fie bine și spectatorii care în primul meci au umplut sala să aibă ce vedea la această partidă. Spre deosebire de prima etapă în care handbalistele au ratat zeci de ocazii, antrenorul echipei spune că handbalistele sunt mobilizate și pregătite pentru prima victorie acasă. Am observat că în meciul celălalt fetele noastre a fost și tracul debutului, avem o echipă tânără, au ratat 30 de ocazii clare cu portarul, ne-am axat pe acest lucru. Și ce am mai văzut, am avut o cădere la sfârșitul și la prima repriză și a doua repriză, o cădere nu fizică, mai mult psihică, pe care și pe aceasta am încercat să o remediem. Meciul se va disputa sâmbătă cu începere de la ora 18 la sala sportului din Giurgiu. Intrarea este liberă și sunt așteptați toți amatorii handbalului.